Gata? Salut! O să mă prezint după slide-ul ăsta. În seara asta o să vă vorbesc despre Expo și Snack Expo. Expo este fost exponent. Un startup din Canada, acum s-a mutat în San Francisco. Iar Next este, o să vedeți puțin mai încolo, de fapt, o să vă prezint mai multe. Practic e un startup care folosește intens React Native și a făcut o grămadă de aplicații în React Native care sunt în producție în momentul de față. Okay, so, eu sunt Cătălin Miron, lucrez aici. Mă găsești pe jos. Ok, so, ce este Exponent? Exponent este un tool care permite să folosești React Native cross-platform dintr-un singur buton. Printr-un singur buton pornești bundle-ul și îți rulează direct pe telefon. Fără să mai treci prin Xcode, Android Studio, pur și simplu totul este out of the box. Asta pentru că s-au construit o grămadă de SDK-uri și XD-uri în jurul React Native-ului. Și anume, Exponent este o aplicație pe care o găsiți în Google Store și în App Store, făcută de ei, care permite să ruleze un bundle prin GROC sau alte canale de comunicare și să-ți expună practic ce-ai scris în JavaScript real-time direct pe telefon. Asta e o dată. Are un XDE făcut cu Electron, care îți permite să-ți construiești, să te loghezi, mă rog, să-ți faci un cont și să-ți pornești un proiect de la zero folosind un boilerplate de-al lor pe care îl poți rula automat într-un simulator. Asta dacă ești pe un Mac poți să pornești și iOS-ul, altfel nu o să poți. Și Android, bineînțeles. Unul dintre punctele forte ale lor este faptul că poți rula iOS direct pe telefon, dacă ai iOS, bineînțeles. Dar din Windows, de exemplu, sau din Linux, which is pretty cool. Ca și feature-uri, are suport, cum ziceam, pentru iOS și Android, out of the box. Are push notification, ea un server în picioare, pe care tu îl poți pingui și trimite automat niște notificări în telefonul tău, folosind un hash generat special pentru aplicația ta, cu anumite mesaje, exact cum e la push notification. Are Facebook login, out of the box, are SDK-ul de la Facebook, integrat în aplicația lor. Tu doar trebuie să faci recoil la pachetul de Facebook și pur și simplu bagi API-ul și merge tot out of the box. By the way, asta în React Native, mie cel puțin mi-a luat cam vreo jumătate de zi, când am încercat prima oară să-l fac. Pentru că trebuie să linkuiești niște pachete native. În primul și în primul trebuie să existe portarea pachetului în React Native și anume să aibă niște binding-uri din JavaScript în nativ, care sunt destul de complicate, mai ales dacă n-ai experiență cu Objective-C sau Java sau Swift. Instant updating. Practic tot ce-i scris tu în JavaScript la save, exact cum am văzut și la Valentin, se refreshuiește automat în telefon fără să faci nimic. Ai și hot reloading, ai și reloading complet de aplicație. O să vedeți imediat. O să vă arăt la un moment dat în demo. Ai asset management. Ce înseamnă asta? E odată bundle-ui tot codul. Toate imaginile statice ți le va urca undeva într-un CDN și ți le va servi destul de rapid către toți clienții tăi. Probabil o să ai un client din China. Dacă tu ai serverul pe undeva prin Europa, s-ar putea să fie destul de greu. Și ai un sistem distribuit în spate care face toată acțiunea asta, fără să-ți mai bați tu capul cu tot felul de servere. Și au un sistem destul de interesant de upgradare de React Native. Ei au un fork de React Native, peste care au creat practic toată aplicația asta, pe care o updatează destul de constant, rămân, cred că, cu o versiune în spate sau ceva de genul ăsta. Acum s-ar putea să se miște și mai repede din cauza comunității. Și de fiecare dată, la fiecare upgrade de SDK,
o să expună pe Medium exact ce pași trebuie să urmezi să-ți upgradezi la ultima versiune Exponent și aplicația ta. De ce Exponent? Eu am lucrat destul de mult, o să vedeți puțin mai încolo. Am lucrat destul de mult, îl și cunosc pe unul dintre băieții care lucrează la Exponent. Brent Vanne, nu știu dacă ați auzit de el, da? Da, poți. Mi-a dat și bani. Ca și takeaway, nu ai nevoie de Xcode sau Android Studio să-ți rulezi aplicația ta. Din orice environment ai rula aplicația, fie Windows, Mac sau Linux. Nu ai nevoie să scrii cod nativ. Doar dacă ai nevoie să scrii. Doar dacă nu ai nevoie să scrii cod nativ. Ce înseamnă asta? Au apărut foarte multe, pentru că devine din ce în ce mai popular React Native-ul, au apărut foarte multe pachete native. Sunt destul de mulți oameni care au scris bridge-uri către nativ. Și trebuie cumva să aduci codul nativ și să ți-l linkuiești la tine în aplicație. În momentul de față, Exponent nu suportă feature-ul ăsta, să linkuiești tu alte pachete native, alte module native, atâta timp cât tu nu-i dai eject. O să vedeți puțin mai încolo ce înseamnă asta. Are suport pentru iOS și Android. Încă un lucru destul de important, zic eu, dacă faci o aplicație cross-platform iOS și Android, în versiunea veche de React Native, adică în React Native în momentul de față, când pornești packager-ul ăla să servească ție un bundle, poți să rulezi și pe iOS și pe Android, doar că în momentul în care tu dai refresh pe un device, o să-ți facă hot reloading doar pentru device-ul respectiv. Practic e URL-ul ceva local host 8081 bundle și targetul e iOS sau targetul e Android. Și odată refreshuit bundle-ul pentru Android, de fiecare dată când vei modifica și vei da save în editor, se va modifica doar pentru Android și nu pentru iOS. Și Exponent face asta de seamless, nu știu, are un singur build și îți dă refresh la ambele device-uri. Ceea ce e super drăguț dacă ai așa două perechi de urechi cu Android și iOS. Încă un lucru interesant, și eu am făcut destul de multe aplicații folosind Exponent și le-am share-uit, am putut să le share-uiesc automat printr-un singur link cu alți oameni, fără să trec prin Apple Store sau Google Store, folosind CLI-ul lor sau XD-ul lor cu Publish. E destul de simplu. Trebuie să ai un cont atâta tot ca să știe cui să-i linkuiască. Cum ziceam înainte, dacă vrei în module native ai ei, ai nevoie de Expo SDK. Practic ei au construit, au rapuit ce pachete există în momentul de față și sunt foarte populare, ei au încercat să le aducă. Unul dintre ele ar fi modulul de cameră, modulul de Facebook login, accelerometru, destul de multe. Da, și aici, dacă vrei module native, pur și simplu, tu știi să scrii Objective-C sau Java și vrei să ți-l aduci în aplicația ta, trebuie să te decuplezi de Exponent. Nu o să mai poți să mai folosești Exponent. Îl linkuiești modulul tău și după aceea relinkuiești aplicația folosind Exponent. Astfel încât, practic, ei nu o să mai folosească bundle-ul lor și tot wrapper-ul lor și o să folosească wrapper-ul lor plus ce ai tu. Este puțin mai hacky și e încă în beta, dar fac progrese pe partea asta. Cum ziceam, publishești aplicația către alți utilizatori, fie Android, fie iOS, printr-un singur buton. Ambele bundle-uri sunt stocate sub același link. Este open source. Dacă nu mă înșel, cred că de la SDK versiunea 11 au release-uit totul. E open source pe GitHub. Am pus și un link acolo, ăla e un link. Absolut, de la CLI, XD, absolut tot este făcut. Și fork-ul de React Native și ce au băgat ei peste este în open source. Și au o documentație foarte bună, care și ea este open source, la rând ei. Da, se poate face pull request,
sigur. Nu, nu te ține nimeni. Chiar cred că acceptă. Ok, ăsta a fost exponent. Acum Snake Exponent. Snake Exponent e un fel de JS Bean sau JS Fiddle pentru React Native. Ce feature-uri are el? Suportă la fel la iOS și Android. Exact ce suportă Exponent Plus, are suport pentru iOS și Android. Poți să-ți testezi direct codul tău pe device sau un browser. Folosește Appetize, se numește, e un simulator de iOS sau Android, dându-i un URL tot așa la un bundle, ți-l încarcă. Da, practic Appetize e folosit și pe React Native, pe site-ul lor oficial pentru React Native, pentru a arăta demo-urile. Toate feature-urile din Expo SDK și module JavaScript, cum ar fi Vector Icons, care și ăsta e un modul nativ pentru care are nevoie de randat de SVG-uri, că transformă SVG din SVG PNG. Redux, Socket.io, PubNub, Router, 3JS, are și OpenGL, are tot OpenGL, are WebGL integrat. Cred că are binding-uri de WebGL în 3JS. Inițial ei făcuseră un WebView care randa. Nu sunt cunoscător. Dar are și GraphQL out of the box, which is nice. Mai jos aici, în linkul de Medium, vă puteți uita în articolul scris de ei când au release-uit Snake. Au drag and drop pentru componente, au niște componente built-in pe care le tragi dintr-o listă, le tragi direct în editor și îți importe ei practic tot boilerplate-ul de care ai nevoie pentru componenta respectivă. O să fac un demo imediat. Poți să vezi logurile de pe device direct în editor. Ai un console output frumos jos. Are integrate SLint și anume, de exemplu, dacă tu importi 3 variabile și doar 2 din ele ai folosit, o să-ți dea o eroare că vezi că ai importat ceva ce nu e bine. Îți și validează codul. E SLint. Poți să le salvezi și să le share-uiești și altul poate să vină și poate să le ruleze pe telefon sau un browser. Nu am scris nici în slide-uri. Pe telefon îl poți rula printr-un QR code folosind aplicația lor. O să fac și aici un demo. Și ultimul feature pe care l-au adăugat este Embedded Previews, pe care le poți folosi tu pe site-ul lor. GraphQL website folosește embedded code din Snake. Tu am tot vorbit despre ce am făcut eu cu Exponent și ce lucruri frumoase poți să faci. Cam tot ce e în background este făcut de mine, folosind Exponent. Toate sunt open source, o să arăt link-urile mai jos. Este o serie pe care o am denumit-o Learning by Doing, e destul de populară. Și acum am ajuns, cred că, la 6. O să release-uiesc în seara asta sau mâine 6 din infinit. E un gol, dar măcar se întoarcă, știi? Să fie 8. Măcar atât. Da. Ăsta este ultimul, cu Miranda chiar, este ultimul release-uit. Practic, ce fac în toate... este să mă joc cu animațiile și când și în web mă jucam cu CSS-ul destul de mult cu animații, tranziții și nu mai știu ce și în React Native. După aia? Da? Mersi mult. Da, ok. Inspirație am avut de la... Da. În general, da, ca să vă las pe voi să citiți. Ok. Cum ziceam aici, sunt cele 6. Mă rog, guillotine menu nu prea intră, dar îl putem pune. Nu este făcut cu Exponent. Ok. Ca bonus, inițial n-am vrut să prezint chestia asta. Între timp, la ultimul ReaConf a apărut
versiunea native a lui Create React App, care se numește Create React Native App, și este făcută în colaborare cu Exponent și Facebook. Este și ea open source, am pus aici link-ul mai jos. Și a avut un talk destul de mic, cred că online, un talk de 5 minute, în care Adam Perry prezenta cum să îți pornești totul în 5 minute cu tot cu prezentare. Adică cam în 45 de secunde, eu am făcut în 25 de secunde, de exemplu, să rulez totul pe mobil. Depinde și probabil și de laptop. Și acum o să fac, cam asta a fost, o să fac un demo la Snack, că tot am vorbit de Snack, o secundă. Vreau să mă pun și telefonul. Da, cum ziceam, primul lucru pe care ți-l zice, scanează-ți QR code-ul ăsta folosind aplicația noastră Exponent și o să primești un feedback instant din snippetul respectiv. Practic o să-ți randăm snippetul ăla direct pe telefonul tău. Acum o să fac și un... O secundă, încerc să, să conectez telefonul. Ok, merge? Se întâmplă. Ok. Practic, asta e aplicația lor. Și o să scanez QR code-ul. Ok, acum îmi zice că device-ul meu e conectat, ce se vede în dreapta chiar e pe telefonul meu, ce se vede în stânga editorul și acum aș putea să zic aici. Și automat s-a făcut refresh în device, numai puțin ca să fac mai mic, n-are nevoie de preview. Și probabil pe viitor o să meargă și VR. Da, ce ziceam, practic ăsta e editorul. Aici în jos avem console output-ul. Să presupunem că aici o să mai introduc. O să-mi zic că această variabilă nu este folosită. Mă rog, și pot să adaug un Facebook login. Nu știu dacă pot, aș vrea. Merge, da. E ok sau îl fac mai mare? Suntem bine. Practic ăsta e Facebook login, nici nu știu dacă să mă loghez sau nu, dar încercăm. Da, din păcate trebuie să intru. O să adaug o altă componentă. Uite că ăsta era și plăcealul. Rătulescu. Da, practic ăsta e web... La mine să știți că se mișcă mult mai bine. Adică chiar e real time, nu știu care e treaba cu cablu. Dar chiar este ce trebuie. Și practic aici mi-a important
mi-a importat o grămadă de module pe care ei le-au exportat din interiorul exponentului și poți să te joci cu dacă știi și ei dorești. Ok? Ăsta a fost NEC și acum vreau să vă arăt și Exponent XD cum arată. Ăsta este Exponent XD. Practic astea sunt toate aplicațiile pe care le-am făcut eu folosind Exponent XD. Și poți să-i dai destul de simplu un proiect nou, îi spui unde să ți-l salveze, cum să ți înceapă ca și template, vrei să folosești navigație, vrei să folosești de obicei Blank, e destul de ok, unde să ți-l salveze și când îi dai create, practic el o să-ți facă în spate npm install, o să-ți linkească toate nebuniile și o să ai exact același view ca în Snack. Acum o să fac un demo pentru Create React Native App cărâna și sper să meargă destul de rapid. Să zic aici să se numească React Meetup. Practic ce se întâmplă acum, eu am zis creează o aplicație folosind CLI-ul ăsta care se va numi React Meetup. Și el ce face în spate, folosește Yarn, că a văzut că la global altfel are fallback către NPM. Îmi instalează toate nebunile. N-ar trebui să dureze mult. Aici o să stau mai mult. Ok. Și acum dacă mă duc în React Meetup, da, aici ai mai multe opțiuni. Ai una să rulezi, să faci start care o să vi-l arăt, pe care o să vi-l arăt acum, ai să rulezi pentru iOS, Android, să și testezi, vine cu gest la pachet și să îi dai eject. Da. O să dau și eu start și să am nevoie de telefon. Dacă o să se... Deci vrea să se vadă și asta. Să fac puțin mai mic. Acum ce se întâmplă în spate, îți face bundle-ul, tot bundle-ul și ți-l expune. Și dă un mare QR code. E un QR code făcut așa, că pot. Adică, de ce nu? Ok. Și o să-l scanez. Ok. O să și deschid un nou... Durează puțin mai mult, asta pentru că el o să urce bundle-ul în exponent și are cam vreo 80 de mega. Pentru că este cu source map și toate nebuniile, altfel o să aibă vreo 5 mega, 3, cred, cam pe aici. Practic, el acum mi-a făcut loading și asta se vede în momentul de față. O să deschid App.js în text, cum zicea și Valentin. Se întâmplă să ai și text în React Native și o să-i zic
Nu știu dacă se vede, sper să se vadă. Și o să-i dau save și o să se vadă direct pe... Da? Bum. E... Ăsta e tot flow. Și ca să vă arăt, practic, ca să vă arăt un exemplu puțin mai complex, o să încerc să intru în... O să adaug un alt terminal. Și o să intru în React Native și o să-i dau aici un yarn start. O fac puțin mai mic. Asta e un joculeț pe care o să-l fac eu open source. E, era în slide-urile din spate, dar încă nu l-am release-it. Super. Ăsta e jocul, se joacă, mă rog, trebuie să găsești numărul de la să găsești numele de la 1 la 9 în 5 secunde. Și când pornești, când apeși prima oară pe 1, o să ți se ducă așa frumos. Sper să reușesc să-l fac. Nu. N-am reușit. Da, e interesant. Practic aici folosesc super mult animated view. De fiecare dată când apeși pe un tile din ăsta, să mai mută în jos cu încă unul și tot așa. Și totul, dacă vreau să schimb ceva și să-i dau save, totul să funcționeze out of the box. Cam asta e. Acum iau și mai puțin. Da, și interesant că am rulat două bundle-uri în două watch-uri în paralel și a știut el să-mi schimbe portul. E destul de interesant. N-ai fi putut să faci asta cu folosind React Native. Pentru că zicea că e deja un watch în spate și că portul e folosit. Ca peste tot. Mulțumesc! Întrebări acum. Da. Da, se poate face și o aplicație standalone și trebuie să te decuplezi de ei. Te poți decupla, ei folosesc în spate un sistem, mă rog, un fișier de configurare, se numește XBJS, în care poți să-i specifici tu absolut tot ce vrei tu despre aplicația ta. Ce iconiță să folosească sau ce background să folosească sau ce dacă are orientation support sau tot felul de lucruri, API key-uri, îi le poți specifica în fișierul ăla de configurație pe care dacă tu vrei să-ți faci să-ți pui aplicația standalone să nu treci prin ei, îți poți folosi CLI-ul zicându-i publish cu standalone și o să-ți creeze ție un JS și o să ți-l împachetezi folosind Xcode. Altfel, dacă vrei să treci prin ei, îți pot da și IPA-ul și nu știu cum se numește. Mă rog, îți fac direct bundle-ul și ți-l dau ca și fișier pe care tu îl poți urca ori în App Store, ori în Google Store. Altfel, trebuie să treci prin Xcode, Android, dacă nu vrei prin ei să te ajute ei să-ți împacheteze tot. E 100% gratis, adică n-ai nimic, nu e nimic pe bani, doar dacă ei vrei angaja. Au făcut vreo 3 aplicații, destul de mari, nu știu dacă auzi de List, li.st, e un fel de Giphy așa, și au făcut aplicația în React Native și pentru aici și pentru Android, a avut destul de mare succes, având în vedere că au fost, cred că, vreo 2 milioane de useri sign-up-uiți în prima zi. Și fac bani, adică fac outsourcing, cam jumate din componența echipei lor sunt core contributor la React Native și sunt în parteneriat cu Facebook. Vreo 3 sunt de la Facebook și
au venit la ei. Și în plus de asta chiar angajează, au angajat pe cineva care a lucrat la React Native pe partea de Android pentru animații, pe care l-au angajat strict pe partea de animații Android să folosească modulul nativ, pentru că thread-ul de JavaScript e unul și dacă faci ceva pe el, îți blochează tot view. Și au mutat super multe lucruri pe partea de nativ, ca să nu mai blochezi thread-ul de JavaScript. Și special pentru chestia asta, și chiar i-au dat omului, practic a fost freelancer și l-au angajat. Da, cum fac banii? De unde au bani să dea omul ăla? Păi ca orice companie, faci și outsourcing și aplicații pentru alții. Okay. Sunt o companie, este un startup. Nu fac asta că vor să sprijine comunitatea open source. De-aia în prima fază nu a fost open source-uit. Ce, în React Native? Păi, Expo? List știu care e cel mai mare. În rest, nu știu. Nu sunt toate publice, adică... Poți să aflu dacă vrei. Credeam că e o listă. Da, e interesant de aflat aplicații care scalează. Dar e tot React Native, adică ei ce au făcut, au făcut mai ușor development-ul în jurul React Native-ului. N-au făcut nimic altceva. Practic, ce vezi tu și cu aplicația asta pe care am pornit-o eu și scanează un QR code, tot React Native folosește, doar că e un fork pentru a-ți da ție acces la niște module native scrise de ei sau împrumutate de la alții și portate pentru ei. Cam asta e. Adică poți în orice moment al development-ului tău să treci pe altceva. Pleci. Da, să-l decuplezi complet. No. Eu pun laptop de Windows. Da. Sigur. Doar dacă ai credința că merge. Da, folosind Appetize poți, dar nu se mișcă la fel de smooth ca pe telefon. Îți dă un feeling, adică poți să vezi că, bă, n-am stricat view sau că ți se încarcă view, dar nu ți pot garanta. Dar poți, da. Folosind, na. Și nu e nicio problemă de licențiere? Păi nu o să poți, nu o să poți să urci în App Store dacă nu ai licență de developer. Practic, orice ai face. Adică, să fie distribuit pe un Mac pe care tu să-l deschizi sau să ai Xponent? Da. Nu trebuie neapărat cu Xponent. Atâta timp cât tu ai certificatele puse pe local și tu când îi zici lui Xponent, fă-mi bundle-ul pentru aplicația asta în interiorul Expo.js-ului, JSON-ului, tot să-i zici, uite aici e PM-ul meu și aici e certul meu. Da. Dar e super impresionant cât au avansat oamenii în, nu știu, ultimele 8 luni sau ceva de genul. Eu i-am urmărit la un moment dat acum un an și gen mi se părea ok, doar că făceam development doar pentru Android atunci cu React Native și am zis, dar pare super mișto. Dar cum te-ai descurcat cu părțile mai low level sau ai avut nevoie? Bă, n-am avut, dacă aș fi avut... ca și întrebare, vrei să repet? Repet întrebarea. Mai spune-mi eu, dar cum au evoluat lucrurile și cât de mult... Dacă am făcut vreodată părți low level? Nu, gen, ai spus că dacă vrei să faci niște chestii unde trebuie să integrezi coordinată, adică să zicem da, să faci chestii native-native, da, devine un pic mai complicat sau... De exemplu, dacă ai avut nevoie măcar de niște componente care să nu vină cu pachetul lor. Și să fac eu linking-ul sau să da, scriu eu practic bridge-ul? Nu, dacă ai avut o nevoie, adică cum sunt pachetele cu care vin, e destul de complet. Da, deci întrebarea e dacă am avut vreodată nevoie să folosesc vreun pachet cu un pachet extern sau ce probleme am întâmpinat când am avut nevoie de un pachet extern. Pe Exponent n-am folosit niciodată un pachet extern care nu vine la pachet cu Exponent, dar într-o altă aplicație React Native, ne folosind Exponent, a fost destul de simplu, pentru că înainte un alt startup din Europa, care se numește Callstack, a făcut un RMPM, se numește, și RMPM-ul ăsta ce îți permite să faci trebuia să faci o grămadă de muncă manuală ca să-ți linkuiești tu pachetele și modulele native. Și ce au făcut ei, out of the box, îți creează linkurile și tot ce trebuie. Și n-am avut deocamdată nevoie. Trebuie
întrebarea de aur, RMPM ăsta nu merge cu Exponent? Păi vine, nu merge, asta am spus, că nu poți să linkuiești alte, doar trebuie să-i dai eject, să-ți linkuiești, e puțin mai hacky și toată treaba de făcut și după aia trebuie să-ți re-rapuiești totul cu Exponent. Dar RMPM nu e, cu React Native acum, s-au integrat cu ei și nu mai e nevoie de pachetul ăsta, practic React Native vine la pachet cu link-ul. Nu cred că ți-am răspuns, te văd. Mi-ai răspuns, dar puteți să discutăm mai detaliu. Sigur, da. Cu mare plăcere. Ce navigator folosești? E un pachet scris de ei, se numește X-Navigation. Chiar o să arăt acum, vin cu destul de multe, mă rog, vin cu 3 pachete de navigare. Cel default, care vine React Native-ul la pachet cu el, care e experimental, folosește JavaScript în spate și de-aia ziceam că trebuie de JavaScript, e puțin cam shaky să lucrez cu el. X-Navigation, care folosește niște binding-uri de navigație veche și permite să faci shared element transition, mai multe lucruri, ăsta e al lor. Și încă unul care se numește React Native Navigation sau ceva de genul ăsta, care este făcut de... care seamănă foarte mult cu React Router-ul din web. Practic ai un input în care tu îți descrii ruta și în funcție de ruta pe care o descrii tu, el știe ce componentă să-ți ia în josul triului. Exact ca... React Navigation cumva? Nu. React Navigation cred că este făcut de... React Community nu este folosit, nu, nu cred. O să dau eventual un link cu toate pachetele pe care ei le folosesc. Da. Cu ce injectezi o aplicație? Poți să o modifici și mai poți să o mai aduci înapoi în Exponent sau e... Da, e destul de beta chestia asta, dar o poți, da, într-o oarecare măsură. O poți readuce. El mai pune alt boilerplate? Nu, mandatorie este pentru Create React Native App, e App JSON și pentru Exponent e Exp JSON. Astea sunt singurele lucruri și să ai un app.js care expune într-un fel componenta părinte, root. Atât. Practic ăsta a fost și selling point-ul lor, că trebuia doar să-ți... în React Native trebuie să-ți înregistrezi componenta root. La ei nu trebuie să faci nimic, doar să pointezi cumva. Cool. Mersi.